Capela Sixtina Orientului datorită pictorilor și a picturilor de pe pereții interior și exterior și este poate cel mai vizitat loc din Bucovina. Deși drumul din București până aici durează 7 ore, Daniel Osmanovici ne spune că merită efortul. Ce înseamnă 7 ore de condus atunci când poți servi cea mai bună ciorbă rădăuțeană sau poți vedea nuanțe de verde și albastru cât nu știai că pot exista? Dacă întrebi un turist străin abia ajuns în România ce vrea să viziteze, îți va răspunde aproape imediat. Bucovina, Voroneț. Și nu degeaba, căci misterul culorilor folosite pentru a picta pereții este atât de adânc încât a ajuns celebru în întreaga lume. Cum ajunge, se întâmpină un panou scris în multe limbi de circulație internațională. Iar măicuțele de aici vorbesc în mod fluent cel puțin 3 limbi. Așa încât, atunci când admiri scena judecății de apoi, veți auzi explicații în germană, italiană, spaniolă sau japoneză. Vă spun 5 lucruri care țin de mănăstire și care au marcat istoria. Scena de pe peretele vestic, judecata de apoi, culoarea, albastrul, titorul, Ștefan cel Mare, durata în care a fost ridicată, 4 luni și un mormânt, cel al Sfântului Daniel Sihastru. Dacă încă vă mai gândiți la durata drumului, acele 7 ore, vă spun că pe o rază de 100 de kilometri se află atâtea lucruri de vizitat, încât un sfârșit de săptămână nu este de ajuns. La final, vă mai spun un singur lucru. E atât de frumos și diferit aici, încât după o vizită veți reveni cu toți prietenii și cunoscuții dumneavoastră. Eu unul așa am făcut și să nu uităm de ciorba rădăuțeană. Mâine traversăm Carpații și ajungem într-un loc unde viața monahală a însemnat un punct de păstrare a identității naționale. Doamnelor, domnilor, observatori.